Da. Oameni buni, din păcate, Vrancea pare să că nu face o excepție. Avem în comuna Vârtășcoiu un punct al Crucii Roșii Vrancea, unde am descoperit până la acest moment 20 de persoane, dar suntem într-o continuă identificare a lor și vom vedea care va fi, de fapt, numărul vârstnicilor care sunt cazați aici. Condițiile vă las pe dumneavoastră să le vedeți și să hotărâți dacă sunt unele umane sau nu. Sunt cu echipa de control, una din cele patru echipe de control, care au început deja să verifice și să inventarieze toate problemele care sunt aici și o să vedeți că nu sunt puține. Am chemat pe de altă parte și toți șefii de instituții implicați în această acțiune de verificare și control județeană pentru a gândi de aici care sunt posibilitățile și care vor fi deciziile dacă se va decide relocarea. Și impresia mea asta este că trebuie decisă relocarea, să vedem unde vom reloca toți acești oameni bătuți de soartă. Bună ziua! Săruna! Ce faceți? Flyer! La stațiune! E ca la stațiune din munte. Nu chiar ca la munte, dar e bine oricum, pare. La nuc, la umbra nucului. De cât timp sunteți aici? De la 2012. Da. Și cum e aici? Bine. Ce ați mâncat dimineața? Un ezer foarte bun. Da? Ceai pe dimineața, la 12 și felul 1 și felul 2. Bineînțeles, ciorbă extraordinară, păi și de vară, bagă de toate. Numai că mâncarea e ireproșabilă aici. Eu vă spun asta, pentru 2 ani. Și cred că am destul de clase și de asta. Condițiile de locuit cum sunt? Foarte bine. Foarte bine. Pe normal, da. Curățenie tot timpul. Apă caldă este tot timpul. Așa că nu e problemă. Câți bani dați pe lună pentru 3.000 de lei, da, de persoană? Și da, cât sunteți aici? Aproximativ 40. Nu aici, total, aproximativ, da, dar nu știu, eu nu știu chiar exact. Întrebați pe... Întrebăm, hai să vedem și înăuntru puțin cum arată. 40 mi se pare mult pentru... Păi nu, pentru două spații. Două spații, sunt două case totuși. Nu știu dacă chiar cât sunt. Trei? Două spații. Hai să vedem. Aici e puțin mai bine decât dincolo. Vedem pe spațiile de dormit cum să. În casa. Săruna! Stai acolo, mamai, stai liniștită! Aoleu, cât sunteți aici? M-au băgat ca sardelele aici. Ce Dumnezeu se întâmplă? 5 oameni aici? Uite, sigur, pe afară în pat. O singură persoană în pat și 5 în cameră. Aha. Oameni de treia, cuvinți. De unde ai bani să plătești? Am avut serviciu în București. Da? Și acum are și la pensie. Sunt în concediu. Ești în concediu, mă, ta, da? Concediu liniștit să ai, mamaie, și Doamne ajută. Și vă pupăruiți și să vă... Sănătate multă. Uite, vezi, oamenii au luat o razna. Nu mai știu unde se află, nu știu ce-i cu ei. Ah, aici o cameră cu două paturi care nu sunt folosite, înghesuind dincolo, ca pe sardele. Doamne, ferește, dacă am închipuit că poate exista în Vrancea așa ceva. Noroc că a început acțiunea asta și oamenii m-au sesizat. Și faptul că le-am dat numărul de telefon, au știut cum să mă găsească sau unde să mă găsească.
că sunt o mulțime care vin, să runa. Reclamă, reproșează și nu știu unde. $3,000 de persoană. 40 de persoane, vedem, că le inventariem acum. 120.000 de lei pe lună. Da, o fi bine, o fi rău. Ce miroase aici, grăsime. Săruna. Unii peste alții. Bătaie de joc. Bătaie de joc. 3.000 de lei pe lună. Cred că sunt hoteluri în care stai mai ieftin. Ce a făcut banul ăsta din unii semeni de-ai noștri? Te-a dezumanizat, te-a robotizat, te-a... transformat în mașini. Centrală. Se doarme și la centrală. Mai bine că nu se poate mirosi prin intermediul filmulețului. Bună ziua! Ce faci, tataie? Ia uite, fratele, cum stau aici. Ia uite cum stau aici, săraci. Nu vă puteți ține nările deschise. Săruna. I-am băgat în toate subsolurile. Săruna, mamai. De cât timp ești aici, mamai? De 2 luni. Două luni. Ai copii? Bine. Ai copii? Am. Ei plătesc aici cazarmamentul? Ei plătesc? Ei plătesc. 3.000 de lei pe lună. Și le convine cum stai, vrem? Ei știu unde stai? Au venit la mata aici? Eu sunt de feciorul meu. Și el a fost vreodată aici? Da, vine la două zile, vine întotdeauna. Și el poate sta aici, vre? Da. Dar eu nu stă aici. Păi nu, normal că nu stă aici, că nu poți să stai aici. Tata, nu te poți mișca, săraca. Nu poți merge, nu? Okay. Nu poți merge, nu? Nu, deloc. Deloc, săraca de mata. Unde să pleci dacă ei nu pot merge? Ce alternativă au decât să stea să îndure? Mizeria... Și mirosul ăsta e insuportabil. N-au descoperit săpun, n-au descoperit biocide, n-au descoperit nimic. Și vă dați seama ce cred că era săptămâna trecută aici. Vă puteți închipui, oameni buni? Că de luni am început verificările și... Da. Unii au aflat, dacă nu toți, și-au reușit să mai dea cu mătura puțin. Da. Mergem în cealaltă aripă. Nu cred că are mai mult de 150 de metri pătrați și aici sunt 20 de persoane. Vă puteți închipui 20 de persoane în 100 și ceva de metri pătrați? Unii cred că au dormitoarele individuale. De 100 de metri. Aici câți aveți? Cât sunt aici? 24. Tot la fel, într-o 100 și ceva de metri pătrați. Da. Și pe la subsol, vă duceți peste tot. Eu să vedea și spălătoria. Ca... Ce spălătoria? Să se vedea și centrala, dar să vă luați măși dacă sunteți... Da. Faceți reacții puternice. Mă spălați, că pentru mine. Dumneavoastră sunteți cel mai mare aici. Da.
am și 14 plicuri venite aici, Vorbiți deschis, nu-i nimeni să vă audă și vreau să vorbiți sincer cu noi. Am avut. Am înțeles, da, 14 plecuri. 14 plecuri. De când sunteți aici? Dar de mult așa. Cine vă plătește cazarea aici? Eu plătesc. De unde aveți bani? Eu sunt fostă pocrăneancă muncitoare. Și aveți pensie? Da. Și va ajunge pensia? 19 milioane. Și am muncit la puteți poșul din dispoz la grădinii. Copii aveți? N-am copii. N-am. Casa ați avut? De la casă, spun. M-am mutat la bloc la în casa mea. Și ați avut apartamentul dumneavoastră? Nu, pur mă l-am cumpărat. L-ați cumpărat? La 3. Și apartamentul unde e? Am lăsat două camere și schimb și m-am mutat la 3 în sus. Și unde e apartamentul? L-ați vândut? I l-ați dat cuiva? Nu pot să. De ce? V-au luat apartamentul? Nu, mi l-aș lua. Dar e tot pe numele dumneavoastră? Nu. Dar ce, a cui e acum? Dar nu-i terminat, nu-i achitat. A, nu-i achitat. Dar eu nu mai pot merge, sunt alte probleme, sunt bolnav. Și am fost bolnav de mic. Eu aici rău, la Cusărul. Dar puteți să mă căutați și pe acolo, până acolo. Sunt de aici și bine. Cum vă numiți? Rus Tatian. Cum? Rus Tatiana Stefanu. Rus Tatiana, da? Stefanu, mai 11 ani să rămână 10, am avut numele schimbat. Plădit, domnul, la casa de muncă, n-avea voie să intre acolo. Și rămas Stefanu. Când am plecat, mi-a spus că trebuie să mai stau 11 zile ca să-mi vei ani vechile cu 17 zile ca să-mi vei. Dar eu sunt rus la poliție schimbă după bulzicea. Mi-am notat. O să-i luăm la întrebări, că aici sunt doar câteva asistente. Cum dar reușesc? Nu, întrebări. Cum reușesc fetele astea singure? Da. Da, da, da. Cum reușesc ele singure să vă ajute, să vă întrețină pe toți? Că sunt foarte puține. Sunt foarte harnice și își văd de treabă. Asta e foarte. Absolut tot. Asta sunt o răspunită. Prima tasă pe stângă. Cum m-am mai stocat? Cineva nu mi-a fac. Să vă duc, era așa, să vă duc. Dar plicul îi vă duc la aici. O să-i întrebăm, mi-am notat. Sunt șocat, sincer, nu. Da. Nu credeam că se poate întâmpla așa. Nu plătesc eu. Hai să mergem în aripa cealaltă. Nu, șocat, sincer, am văzut niște lucruri la viața mea, am trecut prin niște astea, dar... Bună ziua! Ce faceți? Acesta mă rămesc. Mă rămesc. De cât timp sunteți aici? Patru ani. Cine vă plătește cazarea aici? Eu. Dumneavoastră aveți pensie? Vă ajută? Pensia e suficientă? Nu. Cât eu atâta... Nu. Adică trebuie să dați 3.000 pe lună aici, nu? Și vă ajunge? Vă mai rămâne ceva? Nu, nu mai rămâne. Am handicap. Nici nu știu cu ceva. Păcare din boală. Dar trebuie să mă părintam. Asta nu știu ce mai mult. Copii aveți? Am doi.
M-am un băiat care e călugăr în Muntele Atos. La ce mănăstire? La... Prodomul? Asta, da. Și am o fată care e căsătorită. Unde? Eu în Capoșan. Vine la dumneavoastră? Mm-hmm. Acum am arătut la pas. Băiatul, de cât timp nu l-ați mai văzut? De anul trecut, după mine. De cât timp e călugă? În septembrie, acum face 10 ani. Oho. Da. Un loc special acolo, unic. Să vă mulțumesc vreodată. Soție? Nu mai aveți? Da. Ați divorțat, nu? Nu. Adică zic că... Sunteți așa, da. E în regulă, nu. De cât timp ești așa aici? Aici, practic, sunt de un an. Dar în Avin, în general, am 21 de ani. 21 de ani. Din 2002, am 82 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Cum supraviețuiți în spațiile astea închise? Că ceacul a fost răcoare câteva zile. De astăzi începe canicula. Da. N-aveți aer condiționat, țipesc ca sardelele. Urgați peste tot. Sardele, peste tot. Păi, da, și sunt și jos la subsol, dormă centrală, da. Bine, sunt amenajat într-o anumită măsură, dar nu pot să simt. Las, oamenii aia sunt imobilizați, nu pot să respire aerul. Ei n-au altă alternativă, că nu pot să plece, nu se pot... Păi da, unde să... Oameni, bă. Cum se vede în fața device-urilor la care vă uitați sau la care o să vă uitați, dar aici mă cam trec fiori când sunt pe live și în viu, adică în fizic aici. Mă trec fiori, mă trec nervi și nu-mi revin din șoc. Da? Asta după ce toată lumea a titrat și a arătat ororile de la Ilfov. Da. 3.000 de lei pe lună. Nu știu cât sunt. Am început să-i numărăm, să identificăm vadura. Nu sunt acte, nu sunt documente deloc aici. Vă știți? E o cameră care are 4x3, ceva de genul ăsta, 12 metri pătrați, 4 oameni. Doamna a făcut demersuri să primească tot felul de... și n-a fost ajutată și susținută. Eu am înțeles, dar contractele le-a făcut voluntar și dumnei. O să vorbim și să vedem despre ce este vorba, să vorbească dacă este explicit. Și să explice. E vorba de faptul că acum venim după 2 zile de ploi, de temperaturi mai joase decât normal. De astăzi intră în vigoare un cod de caniculă. Avem și aia în condiționare. Unde, Dumnezeu? L-avem pe hol. Pe hol. Pe hol, la atâtea oameni. La 30 de oameni, 24 de sunt pe hol. La noaptea, cum respiră? Jos, în subsolul ăla, unde nu poți să... Și ce idee aveți dumneavoastră cu bătrânii aceștia care au copii până să vă iertate? Trebuie să-i ducem în niște condiții în care să fie cel puțin civilizată. Și asta o să facem. Asta e ideea. Ia uitați. 2, 4, 5. O cameră de 4x3.
trei jumate să aibă. Cum pot oamenii ăștia trăi? Cum pot respira? Dați drumul măcar la geam, Dumnezeu. Păi nu vor. Nu vor, să știți. Nu se poate. Uitați, ei stau înveliți, că spune că nu. Uitați. Dar nu plâng, se poate, încerc să plâng. Dacă lăsăm geam deschis, plâng. Mai ales doamna Ioana, doamna Lia. Întrebați. Întrebați-le, că vorbesc. Da. Da, nu mai pot. Da. Uite, condiții. Uite ce. Știți că și dumneavoastră sunteți într-un risc maxim în condițiile astea. Eu înțeleg. Câștigați o bucată de pâine, dar uitați. Lucrurile astea, știți că vă pot afecta și vă pot îmbolnăvi și nu o să vă ajute nici măcar o sumă din lumea asta? Uitați acolo, ia uitați. Uite ce e. Nici nu vreau să mă gândesc cum era săptămâna trecută, înainte de a începe control. Ei, ce să spuneți acum, vă dați seama? Ce puteți spune dumneavoastră acum? Știu, dar nici nu trebuie așa ceva. Hai să pun linoleumă speciale, continuitate, care se dezinfectează foarte mult. Se ridică până la urmă. Cine v-a adus aici? Cine? Ați venit dumneavoastră singură? Faceți o evaluare și să vedem. În afară e live. Nu știu că sunt 60-70 în două case de... Da. Aici sunt vreo 24 în plusul pe lucru. Este bine așa aici? Hai să-i vedem. 20. 4, 5 în cameră. Da. Dar ea e bine. Și trebuiau să ceară licență? Da, să ceară licență, da. Deci conform celor identificate aici, până acum? La locul trebuia o licență, clar. Deci fără licență. Și nu v-a sesizat nimeni. Până azi dimineață, când am fost eu sesizat. Că a văzut lumea că am intrat în verificări și că am fost pe tele. Și m-au contactat. Că nu întâmplător v-am cerut o echipă să rămână pe loc, că aveam tot felul de informații. Și înțeleg că mai sunt pe Vârteșcuiu, pe Vârteșcuiu, pe Șocatorul, dacă... pe Oreavă și Bucești. Ar fi aceeași situație. Este aparținut de Bucea Goșie? Da. O să... Nu știu, vedem o echipă. Și... Oricum, e clar serviciul de licențiat. Serviciul de licențiat, dar care era obligatoriu să fie licențiat. După ce avem aici, cu siguranță. Nu încape discuție, trebuia licență. Da, chiar și 10 persoane care erau. Da, unde sunt doamne? Loc de la masă. Ia uitați, 20 de persoane, cum pot mânca? Ei cred că mănâncă peste tot, în brațe, pe scaune, în pat. Ăsta este locul de lua masa. 2, 4, 5 scaune. Da? Locuri de depozitare. Trebuie să ne vizităm încă o plăcă. DSP-ul, OPC-ul, unde sunt? Colegii de la DSP-ul.
momentul am văzut când v-a apropiat de ei, nu mai vreau să mă discuți. Da, oricum nu știu ce vorbești. Bine, e în regulă, dar să vedem. Bună ziua. Bună ziua. Merge DSP-ul și OPC-ul să mai vină încoa. Domnul doctor Graur, acum. Nu, colegii din echipă, hai încoa. Vină încoa, domnul director, să vezi. Bună ziua. Uite, locuri de cazarmament, locul de luat masa pentru 20 de persoane. Aici avem loc de intrare autorizat sau... Da, mai bun, dacă vă dați seama. Sau contract cu catering? Contract cu catering. Vrem să vorbim cu reprezentant. Nu, vă faceți o imagine, că nu avem decât două persoane aici și încă două din acolo. Da. Ia, asta este loc de masă. Nu este etichetată. Pâinea nu este etichetată, nu are, nu știu cine este producătorul. Nu este producătorul. Am înțeles că au contract, dar nu l-am văzut. Deci aștept contractul de când am venit, de ora. Deci, pâine neetichetată, fără nimic. Nu că termen de garanție, nu știm ce conține, nu știm cine a produs-o. Mai vorbim de infracțiuni economice, poliția unde e, bine, se uită ce Dumnezeu fac și colegii de la poliție. Hai, vă rog să luați la verificat absolut tot, faceți poze. Doamne, ferește. Aici ați fost? Da. Și? Asta e mâncarea de la catering, nu? Da, este mâncarea de la catering, care trebuie să stea pe masă caldă. Da. La 60 de grade temperatură pentru păstrarea ocupată. Bun, o doamnă asistent care să vină sau o persoană care să vină cu niște mănuși echipate să ne desfacă și nouă din mâncare de aici să vedem. Și să vedem și avizul de însoțire a mâncării, nu? Toți, da. În primul rând contractul cu societatea de... Aperitrație, infiltrație, da. Fete de mâncare. Mai lua și foc. Da, absolut. Și aici avem urme de mâncare. Deci arătăm prieteni aici. Avem și un prieten bun, da. Paianjen. Ce mai contează un paianjen acum? Poliția, vedeți? Da. Contracte, pâinea neetichetată deloc, nu știm am de proveniență. Am găsit o cameră acolo, cu produse. Pâinea este dincolo. Dezastru. Nu știu cum se vede pe sticlă, dar în realitate e... E crânce. E crânce. E... Aute. Produse de la Uniunea Europeană. Domn director, suntem în live, ne vede lumea și dezastru. Produse de la Uniunea Europeană. O să vedeți pâine neetichetată de niciun fel. Condițiile de păstrare, ce e mult spus, a mâncării care vine prin catering. Hai să vedem, măcar mai sunt în termen. Expirat. De 4 luni. Aproape, da? Produse europene expirate. Vedem dacă aveau dreptul la ele. Asta e conservă care ține mult, nu este expirată. Ia să vedem pe asta. Conservele de obicei au 4-5 ani. Fără termen de garanție, pe pungă, șterg. ...2024, mai are câteva luni până ianuarie 2024. Asta mai are un an. Expirat, ulei expirat. Ia uite asta. Mălaiul din ianuarie 2023 expirat. 45.000. Cum? 45.000. Să înțeleg pentru plăsit.
Da, văd. 2024, da. 2024. Dincolo de sancțiune, vă dați seama de riscurile, da? Că, na, sunteți specialiști în domeniu, la care sunt expuși. Oameni cu comorbidități. Sus, nu știm ce să facem cu capa asta, să urcăm acolo. Vino colegul, nu, să vină colegul, să-și arată. Vino cu camera să vadă exact cum arată. Asta nu este asta. Asta nu este. Nu, cred că e data producției și după aia... Mă rog, data producției și producției, da, nu știu, expert. Aratea 24. Ok. Bine că ăsta nu este. Avem curaj. Da, 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 nu să... E folosită, văd. Se și văd acolo și urme. Se văd și tot felul de lucruri pe aici. Dar nu poate. Să vedem. Ia uitați-vă, oameni buni. Un centru de bătrâni. Aici suntem deasupra cămării, așa zisei cămări, în care se țin produse. L-ați văzut și pe produse și condiții și tot felul de... Cât au putut, că cu mopul au dat. Se vede că au dat cu mopul, că știau. Că... Sau luau un calcul, nu știau. Nu s-au așteptat. Becurile nu funcționează. Încercăm la lumina lămpii. Aici suntem în proximitatea, o să rog pe colegul meu să arate, că suntem în proximitatea așa zisei bucătării și a locului de luat masa. Și ne uităm aici, unde nu avem becuri funcționale. Avem. Da? Unde sunt? Nu le găsim. Bun. E unul funcțional. E bine. Ăla nu funcționa, că eu l-am aprins pe ăla. 2023. Au scos tot. Cum ar fi arătat aici duminică? Asta e mâncarea pentru toți cei 40 de oameni? Domnul director DSP, DSV, OPC, care promulge o fi, să vină cineva ca să ne arate... Prin să vedem documentele la mână. Să ne arate și... Contractul și ultimele 5 de grec. Lați-vă niște mănuși, vă rog, și să ne arătați și nouă ce e aici.
Asta e mâncarea pentru toți rezidenții de aici? Da. Da? Mâncarea asta când a ajuns? Acum două ore. Documentele, mă rog. Direcția sanitară de teren și finanțarea alimentelor grași. Avizi de însoțire, nu au un pare bine așa. Direcția de Sănătate Publică. Aici. Haideți, veniți și dumneavoastră să vă uitați. Nu există documente pentru mâncarea asta. Mâncarea e pentru câte persoane? 40, 50, cât sunt până la urmă? 40. 40, da? 40, 50, o să-i numărăm ușor, că important este că am ajuns și, din păcate, sper să nu fie prea târziu pentru mâncare. Documentație, vă rog. Nu are necesitarea. Nu are, vă rog. Deci asta e mâncarea pentru 40 și ceva de persoane. Fără niciun document, uitați-vă la cantități, dacă credeți că 40 de oameni și ați văzut cât de anorexici sunt. Ridicați aici vorba. Desfaceți aici. Pot supraviețui cu mâncarea asta? Da. Domnul inspector șef, noi suntem în direct, arătăm pomenirii, dezastru pe care vă rog să-l vizualizați și dumneavoastră și să dispuneți măsurile care se impun, adică să chemați oameni care ești în care pentru 40 și, nu știu, până la 50 de oameni, fără documente, condițiile o să vedeți și dumneavoastră, stau 4-5 în camere. Deci, asta e făcut acum. E făcut aici? Nu, au o firmă de catering. 40 ceva de persoane care plătesc 3.000 de lei pe lună și pentru 3.000 de lei pe lună, o să vedeți, primesc câte 2 metri pătrați aproximativ și mâncarea asta. Nu, eu sunt în șoc, vă spun că am văzut ceva la viața mea. Și nu, acum mai articulez cumva subiectul predicat, dar câteva minute atunci. O să vedeți ce spații au pe dedesubt, pe la centrală, nu poți să te ții, să ții respirația. La centrală de centrală doar un copil. Un copil. Și un miros de lucru. Acolo nu se poate supraviețui mai mult. Oamenii aia sunt imobilizați. Dar e centrală. E centrală acolo. Centrală este mizerie. Este fata acolo. În centrală. Ia gândiți-vă, aveți o fată tânără care face scandal când vreți să o dați afară de acolo sau vreți să-i faceți curat și o sare la bătaie. Doamnă, nu mai are rost să mai mințiți. Dezastru este evident. Acolo se vede că este locuit și se și simte că miroase, pute. Ca să fiu și mai... Dați-o Dumnezeului, că nu mai pot. Mie este în fire, mă rog că n-am armă de vânătoare. Da, să mor, că cu unii, cum să iei, mă, 3.000 de lei, stai și la hoteluri, unele chiar de 2-3 stele, pe lună, cazare și mâncare cu 3.000 de lei. Asta nu sunt alimentate, da? Nu funcționează. Nici cea cu senzor. Am înțeles că este în drum spre Ucraina sau din Ucraina în România. Probabil e porția de mâncare, că imediat cum se apropie responsabilul.